Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Interesul pentru știri este în scădere la nivel global, ba chiar în mod semnificativ, cu aproximativ 25% în ultimii 6 ani. Astfel, în 2017, aproape 2/3 dintre oamenii din întreaga lume se declarau interesați sau foarte interesați de știri. În timp ce acum, această proporție a coborât la 48%, arată un studiu al Institutului Reuters din cadrul Universității Oxford, studiu care a fost realizat pe un eșantion de 94.000 de persoane din 46 de țări, printre care și România. În schimb, și poate îmbucurător, este în creștere preocuparea pentru a deosebi corect știrile propriu-zise de ceea ce se numește în general fake news. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de asta. Facebook rămâne sursa principală de informații, dacă se poate spune așa, ciudat, la nivel global, deși accesările rețelei sunt în scădere. Crește, în schimb, TikTok, iar România conduce în topul regional al celor care spun că accesează TikTok pentru a afla știri, orice o fi însemnând și asta. Expertul în media digitală, Dragoș Stanca, este la telefon. Bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața, Vlad, bună dimineața tuturor! De unde e interesul ăsta pentru TikTok în România? Să dau și niște date. Folosirea TikTok pentru știri, este de 12% în Bulgaria, 11% în Polonia, 9% în Ungaria, dar de 16% la noi, mai mult ca oriunde altundeva în regiune. Bine, oamenii poate asimilează drept știre și ce-a mai făcut Sancă aseară. E și asta o știre, într-un anumit fel, ce a făcut Sancă. Nu știu care e interesul public pentru asta, dar dacă există public interesat, da, e o știre. Da, Dragoș, scuze-mă, te rog, de unde e interesul ăsta pentru TikTok? Mai în glumă, mai în serios, putem spune că sunt principalele surse de dezinformare, nu de informare. Corect. Evident că interesul pentru TikTok și pentru tot ce înseamnă informația servită algoritmic în doze foarte mici și dădătoare de bucurie și de dopamină, e un fenomen care a început încă din perioada, să zicem, timpuria ce numim Web 2.0, adică momentul în care au apărut rețele de socializare și în care comunicarea în internet nu s-a mai făcut unidirecțional dinspre un site sau un blog spre public, ci s-a făcut bidirecțional, multidirecțional, din toate direcțiile. Toată lumea scrie, toată lumea are opinii, toată lumea poate să devină producător de știri. Ca să dăm un producător de conținut. Stai puțin, să facem totuși facem niște precizări aici. Dacă una e să produci conținut, adică și dacă pui un clip cu pisicuța ta sau dacă scrii orice, o prostie, nu știu, un carton cu un citat inspirațional, ăla se cheamă conținut. Știrea în sine, conținutul jurnalistic trebuie să respecte niște standarde și să treacă printr-un proces de verificări. Procesul ăsta este din ce în ce mai rar și standardele sunt din ce în ce mai puțin respectate. Asta că să-ți vorbesc ca profesionistul, rolul, ce e știre. Da, e rolul important pe care, uite, jucați și voi și aceste discuții, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că informație și conținut care este publicat online e una, iar o știre presupune trecerea printr-un proces profesional făcut de jurnaliști, care înseamnă inclusiv verificarea din mai multe surse, agrearea că materialul este suficient de echilibrat și așa mai departe. Bun, dar ca să nu plictisim lumea că, de fapt, principala problemă, problema este că adevărul a devenit plictisitor și neatractiv, pentru că oamenii fug, au această opțiune de a fuge, de a fugi de știrile care, prin definiție, nu sunt plăcute de fiecare dată, în zona de social media. Am ascultat cu plăcere zilele trecute discuția ta cu jurnalistul Mihnea Măruță despre identitatea virtuală. Practic, identitatea virtuală, adică imaginea incorrectă pe care ne-o creăm fiecare dintre noi în social media, își cere dreptul să aibă și realitatea ei, adică realitatea virtuală, realitatea paralelă în care totul e roz, exact la fel ca pe Instagram sau pe TikTok și așa mai departe. E un fenomen care a început odată cu apariția Web 2.0, cum spuneam, și tu, Vlad, știi foarte bine, din rolul de jurnalist în media, să spunem, tradițională acum, ai trecut în blogging. Pentru a face
conținutul pe care îl produci mai atractiv pentru noul mod de consum al acestui conținut. Mai personal, mai personalizat, mai direct din partea jurnalistului, nu via o redacție. Da, dar fel, cu precizare, adică eu am precizat întotdeauna, chiar dacă încă mi se mai, încă se face confuzia asta, că a scrie, adică eu nu am pretins niciodată că pe blog fac presă, că aia nu e presă, nu e jurnalist. Opinii, pur și simplu. E o chestiune de distribuție, dacă vrei, de distribuția informației. Odată cu apariția platformei social media, TikTok și așa mai departe, lumea a migrat cu atenția acolo, pentru că aceste platforme oferă, inclusiv din punct de vedere conceptual, mecanisme de a genera dependență de consumul fragmentat de conținut care este în mod intenționat amestecat în așa fel încât să-ți ofere oarecare satisfacție. E foarte interesant un studiu pe care l-ai citat. Un fapt pe care eu îl constat și pe propria piele când mă mai duc la petreceri și toată lumea la un moment dat spune băi, nu ne mai zi de ce a făcut X sau Y sau cea anchete jurnalist și a mai apărut că strice atmosfera. Exact la fel se întâmplă la scară globală, dacă vrei. Jurnaliștii au început să fie asimilați celor care aduc veștile proaste, care sunt și reale, de multe ori. Așa că, din nefericire, mentalul colectiv începe să se refugieze în aceste bule social media, unde auzi doar știrile care îți plac, nu trebuie neapărat să fie adevărate, vezi doar pozele cu peisaje și pitici care îți plac, și așa mai departe. Da, dar, Dragoș, scuză-mă, e și o căutare a autoindignării, adică ce obțin în Facebook-ul românesc, părțile cele mai active sunt cele care fierb de indignare pe diverse teme, unele dintre ele false sau exagerate. Da, una dintre cele mai bune definiții ale Facebook în stadiul actual al platformei, am auzit-o de la niște puști care explică, unul explica celuilalt ce e Facebook și spunea ceva de genul e aplicația aia în care se ceartă bătrâni. Într-un fel, Facebook a devenit sau a ajuns un loc în care defulăm, refulăm, ne indignăm, ne descărcăm toate, toți dracii, cum ar veni. Iarăși, o chestiune, probabil un invitat psiholog ar putea să o explice. Deci, oamenii câteodată chiar simt nevoia să se certe. Eu constat foarte des când am comentarii de hate, cum se zice, dacă răspund tot cu, mă rog, un ton ceva mai agresiv, se amplifică la infinit, dacă răspund foarte calm, sunt foarte dezamăgiți cumva interlocutorii mei între ghilimele, pentru că nu au satisfacția intrării într-o polemică. Da. Mă rog, revenind, problema de bază este sistemică, este legată de explozia mediei algoritmice, adică a conținutului care nu ține cont de ce e real, ci de ce e eficient și de ce este consumat de cât mai mulți oameni. Din păcate, internetul în 2023 recompensează financiar doar acest tip de comportament. Ce înseamnă conținut de interes public? Conținut care ne arată abuzuri sau lucruri care dăunează democrației sau războaie, da? Din nefericire avem acest război la graniță. Astea sunt plicticoase și sunt trecute în planul 2. Da, pentru că provocările de zi cu zi sunt multe, iar starea de spirit e importantă. Ce trebuie să încercăm să facem este să facem adevărul atractiv din nou. Să învățăm, probabil, ca din ce în ce mai multe redacții serioase să își transforme anumiți jurnaliști și în TikToker, de ce nu, dar care să ofere informațiile pe care redacțiile le verifică în prealabil. Va trebui să învățăm să îi facem pe oameni să consume din nou conținutul care respectă standardele jurnalistice de producție, să-l facem suficient de atractiv pentru oamenii să consume. Dacă nu, vom intra cel mai probabil într-o zonă foarte dubioasă a existenței noastre ca societate, nu doar în România, ci ca planetă, în care adevărul va deveni opțional sau fiecare va putea să aleagă varianta de adevăr pe care și-o dorește și eventual să și trăiască în universul sau metaversul aferent acelei realități. Mulțumesc. Un lucru pe care nu mi-l dorim cu siguranță și va trebui să vedem ca societate ca lucrul să fie un semn. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Stanca, expert media digital, în acest context în care vorbeam despre cum ar putea fi făcut adevărul din nou atractiv din punct de vedere jurnalistic. Vă recomand, uite acum mi-a venit ideea, există un proiect jurnalistic independent care se cheamă Gen Știri pe Instagram.
și care are 60.000 de urmăritori și în care sunt știri scrise pe limba și pe înțelesul puștimii și funcționează foarte bine. Gen. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.